Magistrații consideră că modificarea codului penal și a codului de procedură penală cu ignorarea avizului negativ al CSM, dar și a recomandărilor Comisiei Europene, lasă justiția lipsită de eficiență. O parte dintre români sunt de acord cu poziția magistraților și consideră just demersul lor de astăzi, deși nu sunt siguri de rezultat, în vreme ce alții consideră că oamenii sunt doar prost informați și printre sigheteni părerile sunt împărțite. Ce părere aveți despre asta dumneavoastră? Trebuie să facă. Magistrații trebuie să spună punctul de vedere al lor. Considerați că modificările care vor să se aducă nu sunt legale, nu sunt bune? Nu, unele nu sunt bune. Nu sunt bune unele. Unele am văzut că merg, dar altele nu. Sunt prea, adică estimează munca magistratului. Și atunci le susțineți protestul, sunteți de acord? Da, sigur, să mă susțin protestul, da. Și cunoașteți această problemă, sunteți informat cu privire la ce se întâmplă? Sunt informat, știu despre ce e vorba și trebuie anumite, ăstea trebuie aduse la normal, nu că cum le-au făcut ei, cum le-au, să nu le voteze ăștia de la Camera Deputaților. Credeți că o să aibă un impact protestul acesta? O să facă o diferență? S-ar putea să facă. Ce părere aveți dumneavoastră despre protestul? Păi, ce să spunem? Lumea, în general, protestează. Poate este și dezinformată. Nu se știe care este situația. Poate ar trebui prezentat mai real ceea ce se întâmplă. Și atunci nu s-ar ieși. Nu vorbesc neapărat de lume, de magistrați. Ei spun că modificările care vor fi aduse nu sunt tocmai legale și tocmai benefice. Dumneavoastră știți despre ce modificări? În învățământ, credeți că pentru noi toate sunt excepționale? Așa și pentru ei. Fie că așa apără partea lui. Cam așa este. Și eu zic că problema mai importantă este să se dea odată publicității cam ce se vrea face. Apoi să se gândească foarte bine, poate printr-un referendum sau ceva, să se vadă despre ce este vorba, nu aruncături de astea ori la TV, ori la nu știu unde, pe orice posturi, nimeni nu înțelege nimic, cel puțin un modern nu pricepe și atunci o dăm cu greva, cu manifestațiile, cu toate ce sunt. Eu le urez succes, să dea Dumnezeu să facă odată tot ceea ce trebuie. O bună parte din sigheteni nu sunt la curent cu protestele, dar mai ales cu modificările legislative și consideră că oricum nu îi afectează cu nimic. Posibil să se pregătească de un protest, nu știu, chiar nu. Sincer, nu mă prea interesează politica, nu prea urmăresc. Nu știu. Nu știți, nu sunteți în temă. Nu știu și nici nu mă interesează. Nu credeți că vă afectează și pe dumneavoastră? Absolut deloc. Pe mine personal, nu. Comisia parlamentară urmează să dezbată modificările controversate privind reglementările din domeniul dreptului penal.